știam că Iani va pleca, l-am sfătuit și poate să recunoască că el e un liberal convins. ALDE are viitor legat de liberalism. Vreau să vă spun că Iani, într-o nouă structură organizatorică la Pitești, chiar și la București, nu se mai regăsea printre ei. Pentru că el este altceva. Precis vă spun că Iani este altceva. Așa cum s-au reorganizat cel puțin județul Argeș și PNL-ul, Iani nu că n-avea loc. Nu mai era pentru el această organizație. Când ați discutat cu el, ăsta au fost principalele motive pentru care credeți că a plecat? Da. Cine au fost cei care l-au marginalizat? Care le este valoarea celor care l-au marginalizat? Și atunci Iani, v-am spus, nu se regăsea printre ei.